Aveți mare grijă în această perioadă când în fiecare gospodărie se face vin. Butoaiele cu must puse în spații închise emană dioxid de carbon care duce la intoxicații mortale. Duminică dimineața, un bărbat de 36 de ani din comuna Hârmănești a avut nevoie de ajutor medical după ce a căzut în această capcană. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Iași, butoaiele cu must depozitate în beciurile care nu au căi de aerisire sunt un adevărat pericol. Dioxidul de carbon rezultat în urma fermentației alcoolice este imposibil de distins. El nu are miros sau culoare, iar în câteva minute poate deveni fatal. Având în vedere că ne aflăm în plin sezon de culegere a strugurilor, iar fermentarea mustului a făcut mai multe victime la nivel național, și acum recent, în județul Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihai Grigore Stăzi al județului Iași face un apel către cetățeni să dea dovadă de atenție sporită în această perioadă la alegerea locului de depozitare și fermentare a borgotului. Dioxidul de carbon rezultat din procesul de fermentare este un gaz foarte periculos, fără culoare, fără miros, nu arde și nu întreține viața. Gazul este mai greu decât aerul, de aceea se lasă în jos la suprafața solului, unde formează concentrații foarte mari, mai ales în încăperi fără ventilație. Autoritățile roagă cetățenii să fie mai prudenți. Procesul de fermentare trebuie să se realizeze în spații deschise sau bine aerisite. Se interzice ca depozitarea și fermentarea borhotului să se facă în spații închise, aflate sub cota terenului, spre exemplu în subsolurile clădirilor, în beciurile gospodăriilor. O metodă eficientă de verificare a conținutului de dioxid de carbon din încăperea în care este depozitat borhotul este să folosim o lumânare aprinsă atunci când pătrundem în locul unde sunt recipientele cu must ce fermentează. Dacă lumânarea se stinge, înseamnă că oxigenul lipsește. În cazul unei intoxicații ușoare, simptomele pot fi următoarele: dureri de cap, grețuri sau tulburări de vedere. Persoana care a inhalat cantități mici de dioxid de carbon prezintă dureri de cap, grețuri, cu sau fără vărsături, amețeni, tulburări de vedere și greutate în respirații. Dacă gazul din aer este în concentrație foarte mare, persoana își poate pierde cunoștința în câteva minute și poate deceda rapid. Este important de știut că nu-și dă seama că intoxicația și deci nu este conștientă pentru a putea lua măsuri de autosalvare. În încercarea de a salva pe cineva intoxicat, trebuie să aveți grijă atunci când pătrundeți în încăpere. În scurt timp, chiar și salvatorul poate deveni o victimă dacă nu este echipat corespunzător. Persoana care încearcă să intre pentru salvarea victimei trebuie să fie protejată cu mijloace de respirație autonomă. În caz contrar, poate deveni o victimă sigură. Autoritățile vă sfătuiesc să apelați numărul unic de urgență 112 și să chemați ajutor în aceste situații.